Dragilor, astăzi vorbim despre francmasonerie și companionaj, cartea lui René Guénot din colecția Arta Regală, în cadrul campaniei Relevanța tradiției în actualitate. Iată o campanie frumoasă dedicată personalității și operei lui René Guénot. Alături de noi este Dan Iliescu, jurist, și aș începe discuția noastră de la definirea conceptului de companionaj. Da, bună dimineața, în primul rând. Definirea conceptului de companionaj, așa cum a spus întrebarea, reprezintă o problemă spinoasă. Este dificil de găsit documentație în acest sens și tocmai din această cauză, cartea pe care ați prezentat-o puțin mai devreme, este de foarte mare ajutor, pentru că este unul din puținele studii accesibile, disponibile pe piața românească, care aduce precizări foarte bine documentate în acest domeniu. Și aș adăuga eu, îmi cer scuze, una dintre cele mai complexe lucrări destinată fenomenului inițiatic. Sigur, fără discuție. Această lucrare intitulată Francmasonerie și companionaj cuprinde, de fapt, este o culegere de contribuții ale lui René Guénot la studiul acestor două fenomene și exprimă în același timp viziunea originală a lui René Guénot despre cele două fenomene, cât și despre relația dintre ele. Din acest punct de vedere, este una dintre cele mai interesante, și îmi asum această afirmație, lucrări apărute în Arta Regală. Ea poartă fără discuție marca geniului lui René Guénot, sau mai bine zis erudiției și cele din urmă inițierii autentice ale lui René Guénot în aceste domenii. Și de aceea este o carte obligatorie. Este o lectură obligatorie pentru oricine vrea să înțeleagă mai bine sau să înceapă să înțeleagă natura, caracteristicile și originea și evoluția fenomenului masonic european, sau mai bine zis, să înțeleagă complet fenomenul inițiatic caracteristic Occidentului european. În această carte găsim efectiv descrisă și analizată, explicată celui interesat, felul sau originea tradiției autentic occidentale europene, a felului în care a ajuns ea până în zilele noastre și mai ales a modului în care trebuie să o înțelegem și să o interpretăm. Și primind toate aceste lucruri de la René Guénot, despre care în cadrul campaniei noastre s-a mai discutat, a fost prezentat de personalități în domeniul studiului lui René Guénot, și ca atare toată lumea ar trebui să fie foarte conștientă de autoritatea lui René Guénot în materie. Ca să vă răspund la întrebarea noastră, cum putem defini companionajul? Bine, companionajul este un fenomen, fără discuție, este un fenomen inițiatic. Propriul european, care apare și se dezvoltă în paralel, dar în strânsă legătură cu ceea ce mai târziu, începând cu secolul XVIII, denumim francmasonerie. Companionajul ar trebui să spunem înainte de orice că realitatea, fenomenul, tradiția, moștenirea companionajului în zilele noastre este reflectată masiv în francmasoneria speculativă modernă într-o anumită etapă fundamentală din evoluția oricui dorește să se perfecționeze prin calea masonică. Nu intru la mănunte acum, pentru că nu asta discutăm în momentul de față, dar o bună dovadă a faptului că companionajul a existat în
ca fenomen separat, în paralel cu masoneria, este această perpetuare a multor simboluri și elemente ale companionajului medieval în sânul masoneriei, care încă mai există și care încă mai este practică. Concret, companionajul se referă la calfele călătoare, la conferiile de meșteșugari din domeniul construcțiilor, pentru că nu este vorba aici numai de pietrari, dar este vorba de toți. Pietrari, durgheri, zidari și așa mai departe, cu deosebită atenție sau greutate în ceea ce privește caracterul manual de meseriaș. Când vorbim de companion și de companionaj, vorbim despre cei care, sub îndrumarea arhitectului, aveau cunoștințele necesare de a realiza toate operațiunile, toate materialele, toate activitățile reclamate de construcția unui edificiu public în epoca medievală, de importanță deosebită. Da? Fie că era o catedrală, fie că era o cetate, fie că erau diverse construcții și așa mai mari de apărare sau mai știu ce. La un moment dat, într-unul din capitolele cărții, avem menționat specificat doctrina masonică, care cuprinde concepții științifice și ideal masonic, iată gnoza și francmasoneria, ortodoxie masonică, înaltele grade masonice, marele arhitect al universului. Ce înseamnă toate acestea? Toți acești termeni pe care i-ați evocat sunt termeni sintetici și simbolici, rezultați în urma unei sinteze care a avut loc în special în secolul al XVIII-lea și care sunt folosiți ca instrumente de transmitere a doctrinei, dacă îi putem spune, sau în orice caz, a învățăturii masonice către practicanții ei și către lume în general. Sunt, cum vă spuneam, termeni care au fost preluați în limbajul francmasonic și care sunt utilizați și analizați în redarea unei viziuni masonice, dacă se poate spune așa, asupra adevărului. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ca să revin la cartea pe care o prezentăm, într-adevăr, această carte cuprinde mai multe părți. Titlul nu dezvăluie tot conținutul volumului despre care discutăm în ziua de azi. Deci, pe lângă articolele dedicate strict francmasoneriei sau companionajului, culese și reproduse în acest volum, avem și contribuții foarte importante ale lui René Guénon, exact la această tematică asupra căreia m-ați chestionat puțin mai devreme. Deci întâlnim acolo părți întregi ale cărții, ea cuprinde 4 sau 5 părți distincte, da? Dedicate unor subiecte mai complexe de istorie și de filozofie masonică, cum ar fi, de exemplu, problema superiorilor necunoscuți, sau cum ar fi, de exemplu, problema acelor termeni pe care i-ați evocat mai devreme. Marelui arhitect al Universului, relațiilor între francmasoni, așa ziselor relații între francmasonerie și religie, pentru că aici este o discuție foarte, foarte lungă, și care sunt deosebit de interesante. Pentru că nu sunt multe informații traduse în limba română în legătură cu aceste aspecte, iar aceste aspecte sunt fundamentale pentru cine vrea să înțeleagă imaginea de azi, devenirea istorică a imaginii de azi a francmasoniei, cum s-a ajuns în ziua de azi, de unde s-a pornit și în ce fel au fost stabilite, sau mai bine zis, stabilit
domeniul de interes al francmasoneriei speculativă, ceea ce reprezintă domeniul de interes și ceea ce nu reprezintă neapărat un domeniu atribuit sau reclamat, revendicat de francmasonerie. Cât de important este procesul inițiatic în, și acum vorbesc la modul general în opera lui René Guénon, pentru că el vorbește la un moment dat în cărțile sale și mai ales în cărțile din colecția Filosofia Perennis, unde René Guénon are foarte multe titluri și vor mai fi publicate în continuare, este într-adevăr o colecție relevantă și importantă pentru opera lui René Guénon. Mă gândesc la inițierea autentică, mă gândesc poate la conceptul de pseudo-inițiere sau de cel de contra-inițiere. Cel puțin ultimele două reprezintă pericole pentru inițierea autentică. Da, eu le-aș astea, cele ultimele două evocate de dumneavoastră, contra-inițierea și pseudo. Contra-inițierea și pseudo-inițierea, eu le-aș îngloba pe toate în teoria solidificării pe care o prezintă René Guénon. Da, ca să vă răspund la întrebare și ca să revin la problema inițierii. E bine, din punctul meu de vedere, nu am pretenția de a fi singurul și cine, probabil că există cunoscătorii lui Guénon, mai buni cunoscătorii lui Guénon decât mine, care mă vor contrazice. Dar după părerea mea, tot ce a făcut Guénon are legătură cu un singur lucru, cu inițierea. Deci toate studiile lui, oricât de amănunțite, oricât de bine redactate, oricât de aparent disparate unele de altele, da? De fapt, construiesc un vehicul, un instrument, o predanie, un text sacru, un text fundamental, nu sacru, în vederea prezervării tradiției inițiatice autentice. Atunci când René Guénon prezintă francmasoneria, nu o face ca să prezinte francmasoneria, o face pentru a prezenta sau pentru a demonstra că inclusiv în Occidentul, pe care îl folosește în alte lucrări ale sale ca exemplu pentru domnia cantității și sfârșitul vremurilor și solidificare și așa mai departe, da? Și cădere minerală, dacă vreți, păstrează în interiorul său un sâmbure viu al tradiției care poate fi salvarea lui. Chiar și atunci când prezintă, mai departe, atunci când prezintă problema companionajului, exact asta face, iată, din Occident ne provine acest rit de sine stătător special, această cale inițiatică, da? Deci, în ciuda domniei cantităților, în ciuda Kali Yuga, în ciuda sfârșitului vremurilor, chiar și Occidentul conține în sine aceste elemente care pot ajuta la transcenderea acestor vremuri dificile. Atunci când vorbește despre simbolismul crucii, atunci când vorbește despre Orient și Occident, atunci când vorbește despre regele lunii, adaugă, cum să vă spun, e ca și cum ar construi un avion de vânătoare din generația 5 ca să schimbă acum complet contextul din care construim această discuție. Deci tot ce face Guénon de-a lungul timpului, în cei 60 și ceva de ani ai existenței sale, este circumscris acestui obiectiv de a realiza un mecanism, un aparat perfect, un vehicul perfect, pe cât posibil perfect, care să transporte mai departe, prin toate aceste vremuri tulburi, sunt mult mai tulburi decât le-a lăsat el, dar le-a anticipat, sâmburele viu al tradiției inițiatice, astfel încât aceasta să supraviețuiască încercări. Putem vorbi despre René Guénon ca despre un veritabil proroc, dacă nu chiar profet, sau despre un inițiat care a avut această revelație a complicării fenomenale a lucrurilor, da?
a faptului printre primii și între puținii din vremurile lui, care au înțeles dezvoltarea incomparabilă și fără egal în istorie a confortului datorită tehnologiei ca pe ceva aducător pe lângă bunăstare, dar și de pericol și de dezintegrare. Și care și-a dedicat viața, nu combaterii, dar cumva atenuării acestui fenomen pe care el l-a simțit inițiatic, da? Ființial, ca fiind potențial periculos pentru civilizația umană. Și așa cred eu că ar trebui să înțelegem viața și opera lui René Guénon, parcursul vieții sale extrem de particular, nu este comun tuturor multor oameni genul de viață ales de René Guénon. Și cam din perspectiva asta, adică respectându-i, în primul rând, respectându-i amintirea, din această perspectivă a crisei citim opera. Să-i acordăm beneficiu acestui gest binevoitor și dezinteresat pe care l-a făcut pentru noi toți. Nu întâmplător, după cum bine știm, și-a găsit foarte mulți discipoli în România. Deci mulți dintre continuatorii gândirii și tehnici de analiză guénoniene, știm bine, sunt români. Nu intru acum în subiect, pentru că este atât de bine cunoscut încât este deja loc comun. Și e bine că este așa. Și din punctul ăsta de vedere, probabil că este loc și de speranță, indiferent ce vedem în jurul nostru în aceste zile, pentru că lumea contemporană a fost anunțată de René Guénon în urmă cu 60 de ani și cu mai mulți ani, lucrurile se întâmplă, ca atare și metoda lui de reacție și de apreciere a acestei lumi ar trebui să fie corectă. Din punctul meu de vedere, este corect. Atitudinile concrete adaptate secolului 21 pe care trebuie să le adoptăm, sigur, rămân în sarcina noastră. Și un ajutor foarte bun, foarte, foarte, foarte util în adoptarea atitudinilor juste, vine prin colecția dumneavoastră. Deci aceste cărți aduc claritate pentru cel care vrea să se raporteze la toate tribulațiile contemporaneității din perspectiva și cu ustensilele puse la dispoziție de către maestru spiritual René Guénon. Dragii noștri, iată, am vorbit astăzi despre inițiere, am vorbit despre companionaj pe marginea cărții Francmasonerie și companionaj de René Guénon, o carte publicată în colecția Arta Regală în cadrul campaniei Relevanța tradiției în actualitate. Noi vă invităm să vizionați, să vă uitați și peste colecția Filosofia Perennis, unde avem foarte multe titluri ale lui René Guénon. De asemenea, urmăriți filmulețele noastre, materialele video pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald, dar și pe canalul de YouTube. A fost astăzi alături de noi domnul Dan Iliescu, jurist, căruia îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!